Este minunat să fim în prezența lui Dumnezeu și am avut un timp binecuvântat în închinare, în cântare, în rugăciune. Am văzut că Dumnezeu binecuvântează familiile, binecuvântează Biserica Emanuel, care iarăși este o familie, familie mai mare. Și acum suntem la cea mai glorioasă sărbătoare care se poate ține aici pe pământ. Dintre toate întâlnirile creștine care pot avea loc pe planeta asta, sub ceruri, aceasta este cea mai mare. Nu este alta mai, mai mare, nu este alta mai semnificativă și cu o perspectivă mai profundă decât aceasta dându-ne mereu posibilitatea să ne uităm în urmă, să privim, să contemplăm, să reflectăm la ce a făcut Dumnezeu, să ne uităm în prezent, să vedem ce face Dumnezeu și ce lucrează, dar să sărbătorim această împărtășire cu trupul și sângele Domnului, cu ochii în viitor, cu ochii și cu așteptarea Revenirii lui. Nu voi mai mânca cu voi din această masă până când voi mânca din nou, până când tot legământul acesta nou, până când iarăși vă voi pune la masă și iarăși vă voi servi. Trăim cu acea așteptare, nu-i așa? Trăim cu speranța aceea, ne pregătim pentru asta. Iată ce reușește. Sărbătoarea aceasta mai mult ca oricare alta. Vă invit să deschideți cu mine la Iosua, capitolul 5, să avem un cuvânt de învățătură scurt, măcar că timpul nu este prielnic de data aceasta, dar să stăm în această scriptură și citim de la Iosua, capitolul 5, versetul 9 la 15. Domnul a zis lui Iosua, astăzi i-am ridicat o cara Egiptului de deasupra voastră și locului aceluia i-au pus numele Gilgal, adică prăvălire, până în ziua de azi. Copiii lui Israel au tăbărât la Gilgal și au prăznuit Paștile în a 14-a zi a lunii, spre seară, în câmpia Ierihonului. A doua zi de Paște au mâncat din greul țării azime și boabe prăjite, chiar în ziua aceea au mâncat. Mana a încetat a doua zi de Paști, când au mâncat din greul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela. Pe când Iosua era lângă Erihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă în mână. Josua s-a dus spre el și i-a zis, Ești dintre ai noștri sau dintre vrășmașii noștri? El a răspuns, nu, și eu sunt căpetenia au Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Și căpetenii au Domnului, a zis lui Iosua, scoateți încălțămintea din picioare, că și locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Amin. Tocmai trecuseră Iordanul, tocmai se despărțiseră de cel mai puternic om care a existat vreodată în Vechiul Testament, Moise. În câmpia Moabului, Moise tocmai își terminase ultima carte, tocmai repetase în fața națiunii legea prezentase lucrurile o istorie, o privire în spate și de acolo din acea istorie a exilului, din acea istorie a robiei, din acea istorie a eliberării și a traversării deșertului a ales câteva episoade esențiale și le-a prezentat Se pare că această carte a Deuteronomului din câmpia Moabului este o carte de o zi. Sau prezentarea ei poate fi spusă într-o zi, în ultima zi, a lui Moise. Și apoi Moise pleacă, pleacă la Domnul, închide ochii și încheie alergarea lui pământească. O altă generație care n-a fost la Sinai, o altă generație care n-a primit legea, o altă generație care n-a cunoscut minunile lui Dumnezeu și ieșirea din Egipt. Trebuia să fie expusă în fața cuvântului, în fața legii și trebuia să aibă înnoirea acestui legământ. Și apoi, sigur că da, au trecut Iordanul. Acum suntem în altă câmpie, suntem în câmpia Ierihonului și în față nu mai este Moise, în față este Iosua, este o generație nouă, este un conducător nou, este o altă câmpie și o altă dimensiune a lucrurilor. Sunt de acum în țara mult promisă, mult așteptată și... Vreau să vă prezint trei lucruri care se întâmplă aici în câmpia Ierihonului. Trei momente când Dumnezeu spune astăzi. So, un titlu în lucru, a working title will be um, Astăzi în câmpia Ierihonului. Astăzi noi suntem la masa Domnului. Astăzi noi suntem în prezența Domnului. Astăzi noi suntem aici, la Emanuel, gata să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Să vedem cum apropiem, să vedem cum, cum ne raportăm la acest text antic, text din Vechiul Testament și cum îl înțelegem pentru astăzi și pentru acum. Da? Iosua face ceva, de fapt Dumnezeu îi spune să facă ceva ce este cu totul și cu totul împotriva oricărei rațiuni. Le stă înainte marea cetate Irihon, o mare provocare și e foarte greu de înțeles cum vor proceda, cum va fi prima lor luptă în Canaan, cum vor cuceri Canaanul. Și Domnul spune, înainte ca să facem vreo strategie de război și să vă pregătesc pentru această luptă, ia niște cuțite de piatră și toți bărbații din tabăra lui Israel să fie tăiați în prejur. Nu e așa că n-ai fi făcut treaba asta de niciun fel. N-aveai cum să faci așa ceva. Pentru că dacă îi tai împrejur, bărbații ăștia nu mai sunt în stare să lupte. Bale mai trebuie câteva săptămâni să se vindece, câteva săptămâni să-și revină. Cum să lupte? Ce fel de strategie e asta? Ce fel de, de, viziune? Ce fel de, de abordare este asta? Dar a zis Dumnezeu. Și a zis lui Iosua, cu asta începi. Ai trecut Iordanul, cu asta începi. Pentru că vreau să spun un cuvânt în dreptul vostru. Și vreau să zic cuvântul ăsta. Astăzi am ridicat povara, astăzi am ridicat o cara Egiptului de peste voi. Dar n-am să pot să-l spun până când are loc tăierea în prejur. Pentru că generația asta nu-i tăiată în prejur. Cum spuneam, generația asta nici n-a fost la Sinai, generația asta nici n-a primit legea cum au primit-o părinților. Habar nu are generația asta cum stau lucrurile cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu pricep, ei nu înțeleg, ei doar au auzit cum au auzit. Cu câteva zile înainte, dincolo de Iordan, în câmpia Moab, Moise le-a tălmăcit, le-a repetat legea și le-a spus, uite cum stau lucrurile cu legământul lui Dumnezeu. Și chiar în Deuteronom, capitolul 30, de la versetul 11 la 16, Moi se face ceva fantastic cu ei și zice, auziți, legea asta de care eu vă spun, despre care voi habar nu aveți, că nu știți. Eu am primit-o pe muntele Sinai direct de la Dumnezeu, dar voi nu aveți habar, voi nu știți. Dar zice, legea asta, zice, nu e departe de voi. Legea asta nu e în cer undeva să zici, oh, cine se va sui în cer să ne -o aducă de acolo. Zice, legea asta nu e dincolo de mare, să ziceți, o, cineva trece marea dincolo să ne-o aducă de acolo. Zice, nu, 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 legea asta e foarte aproape de voi. Legea asta e foarte aproape de gura voastră și de inima voastră, ca să o împliniți. Atenție, e foarte aproape de gura voastră și de inima voastră, ca să o împliniți. Și apoi spune, astăzi vă pun înainte binele și viața și vă pun înainte moartea și răul. Astăzi vă poruncesc să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima voastră și să împliniți legile Lui și să umblați în căile Lui. Astăzi alege viața. Vedeți, cuvântul acesta avea ecou în mintea lor, în inima lor, doar îl auziseră de câteva zile în câmpia Moabului, acum erau în câmpia Erihonului, și primul lucru care îl zice Dumnezeu, zice, oamenii ăștia sunt netăiați împrejur. Și profetul Ieremia, profetul Ieremia în capitolul 4, versetul 4, spune, de acum el chema la pocăință oamenii și chema în ultimul moment, înainte de a merge în robie, dacă mai este o șansă să se pocăiască, să se întoarcă. Știți ce le zice? Tăiați-vă, tăiați-vă împrejur inimile pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile oamenilor lui Iuda și locuitorii a Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. Vedeți, Dumnezeu vorbește despre o tăiere împrejur a inimii, vorbește despre o pocăință, vorbește despre o naștere din nou, vorbește despre o regenerare, pentru că Dumnezeu vrea să zică primul astăzi. Știți care e primul astăzi? Astăzi am ridicat o cara Egiptului de peste voi. Dar nu-l poate zice. Până când are loc tăierea împrejur a inimii până când nu te mai uiți cine va merge în cer sau cine va trece marea, pentru că e atât de aproape de voi, e atât de aproape de gura voastră, e atât de aproape de inima voastră, ca să o împliniți. Și noi de fiecare dată când venim aici, de fiecare dată, joia sau duminica sau marțea sau când venim, venim aici ca Duhului Dumnezeu să ia cuvântul care e o sabie cu două tăișuri și încă o dată să ne taie inima prejur. Și încă o dată să ne tragă spre Dumnezeu cu funii de dragoste. Și încă o dată să înțelegem că ni se pune înainte viața și binele. Ni se pune înainte moartea și răul. Dar ni se poruncește, iubește pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, slujește-L, împlinește poruncile, ascultă de Domnul, umblă în căile Lui, alege viața, pentru că Dumnezeu vrea să zică, astăzi am ridicat povara păcatului, astăzi am ridicat ocara Egiptului de peste voi. Stând la masa Domnului, Dumnezeu vrea să rostească în dreptul vieții tale și în dreptul meu și a fiecăruia dintre noi acest cuvânt. Astăzi am ridicat o cara păcatului. Am ridicat o cara și povara și, și, și robia păcatului, te-am eliberat celebrează eliberarea asta, celebrează bucuri, fericirea și, 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 împlinirea aceasta fantastică pe care Domnul a făcut-o în jertfa Lui. Dar lasă inima să fie tăiată în prejur. Să fie tăiată în prejur. Asta e mare lucru și asta ni se cere. Nu e o tradiție sau o sărbătoare sau un ritual aici. Nu. Dumnezeu vrea să spună astăzi am ridicat o cara Egiptului. Astăzi am ridicat o cara păcatului. Ne uităm la jertfa lui Hristos și înțelegem ce a făcut El. Prin jertfa Lui, prin moartea Lui pe cruce, prin suferința Lui, Domnul Iisus Hristos ne-a împăcat cu Tatăl. A ridicat povara păcatului nostru, a ridicat o cara și rușinea, a dat robia Egiptului, robia păcatului la o parte și ne-a făcut liber pentru Dumnezeu. Și nu putem duce niciun fel de luptă, niciun fel de război și niciun fel de, de realitate până când Dumnezeu nu spune primul astăzi. Să zic că astăzi s-a ridicat. Dar trebuie să aibă întâi ce? Tăierea împrejur a inimii. Apoi, al doilea lucru care se întâmplă în câmpia erihonului și Domnul spune astăzi, zice astăzi a încetat mana. Pentru că înainte ca să înceteze mana, zice, astăzi ați mâncat din roadele țării. Ați mâncat azimi și ați mâncat din, din grâul țării. De fapt, ce făcuseră ei, nu făcuseră nimic altceva decât sărbătoriseră Paștile. Sărbătoriseră ceea ce în prefigurare sau, cum spune un limbaj mai arhaic, în icoană de vorbire, era jertfa Domnului Isus Hristos. Când în Ioan 6, Domnul Isus Hristos spune, nu Moise v-a dat pâinea din cer, părinții voștri au mâncat pâine din cer, au mâncat mană și au murit. Dar cine mănâncă din pâine aceasta? Cine bea sângele meu și cine mănâncă trupul meu? Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură și cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu va trăi în viac. Sigur că n-au înțeles, sigur că s-au ispitit, sigur că s-au dus mulți din ei. Dar ca Domnul să mai spună un astăzi, trebuie să mâncăm din Hristos și trebuie să ne hrănim cu Hristos. După tăierea prejur a inimii, după nașterea din nou, după transformarea și schimbarea care are loc radical în viața noastră, trebuie Hristos să fie mâncarea noastră de fiecare zi. Trebuie să învățăm să ne hrănim din Hristos nu o dată pe lună, ci în fiecare zi. Să mâncăm din El, să mâncăm Cuvântul Lui, să mâncăm ceea ce ne dă Duhul Sfânt din acest Cuvânt, să ne hrănim, să învățăm un fel de viață. S-a schimbat meniul lor. N-au mai mâncat mană. Astăzi s-a terminat mana pentru că astăzi ați început un alt meniu. Astăzi mâncați din această pâine. Astăzi mâncați din pâinea care vă dă Dumnezeu și care este adevărata pâine, Hristos. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Eu sunt adevărata pâine. Voi nu vă duceți să întreptați spre, spre, spre ucenici, la care Petru, de data asta, foarte pe fază, a răspuns fantastic. Și a zis, unde să ne ducem? La tine sunt cuvintele vieții. Cuvintele tale sunt Duh și viață. De aceea, astăzi se schimbă meniul, astăzi se schimbă regimul de viață, astăzi se schimbă un mod de a fi vechi cu un mod de a fi nou. De azi înainte mâncăm din Hristos, de azi înainte ne hrănim din Hristos, de azi înainte trăim prin Hristos, de azi înainte sursa vieții noastre se numește Hristos. În câmpia Ierihonului trebuie să aibă loc lucrul acesta. Întâi tăierea împrejur și apoi Paștile. Ca să vină, să vină un al treilea moment Că nici nu mai zice astăzi, ci știți cum zice, ca să fie și mai intim. Zice acum. Sigur că acum înseamnă astăzi, nu e așa? Se duce în câmpia ierihonului, cetatea să arăta uriașă, de necucerit în față, avea ziduri, puteau să treacă două care de război, una pe lângă alta, așa ziduri groase erau. Se duce Iosua pe acea câmpie și vede la distanță un bărbat. Bărbatul arăta a fi războinic. Avea o sabie și mai ales avea sabia scoasă din teacă. O ținea ridicată, o ținea în mână. Iosua e plin de nerăbdare și e curios să afle ceva. Are o întrebare care îi stăruie în minte. te duce spre el și spune de-a ești? Ești de -ai noștri sau ești de-a vrășmașilor noștri? Și ascultați astăzi, ascultați astăzi ce răspuns se capătă. o oștirii lui Dumnezeu spune nu, 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 Iosua, n-ai pus bine întrebarea. Întrebarea ta e total greșită. Nu se întreabă așa. Nu. Eu sunt căpetenia oștirii lui Dumnezeu și acum am venit. Atunci, Iosua încremenește. Îi se schimbă paradigma, îi se schimbă gândirea, îi se schimbă toată viziunea și înțelege că a pus total greșit întrebarea. Așa cum mulți creștini astăzi spun, Doamne, vreau să fac cu tare lucru, fii cu mine, Doamne, fi de partea mea, dăm biruință, Doamne, ajută-mă, rezolvă-mă, mergi înaintea mea, luptă pentru mine, Doamne, dar asta e planul, puneți semnătura pe el. Și că o oștirii cu sabia în mână spune nu. Total greșit. Nu. Dar cum? Dar cum atunci? Știți cum? Ce spune Domnul meu robului său? Observați? De la poziția de acui ești, de partea cui ești, ești cu noi, nu ești cu noi, vii cu noi, mergi cu noi, îți place de noi, te aliniezi cu noi, ne duci, ne rezolvi, ne vindeci, ne binecuvântezi, ne faci. Da? Ne folosim de Dumnezeu când avem nevoie. Înțelegeți? Se schimbă total. Și spune, nu, întrebarea este de partea cui ești tu? Cum te aliniezi tu? Cum te poziționezi tu? Și Iosua imediat se poziționează corect. Și știți cum e poziționarea corect? Ce spune Domnul meu robului său? Tu ești Domnul? Eu sunt robul. Iartă-mă că am pus greșit întrebarea de partea cui ești. Întrebarea corectă este de partea cui sunt eu. Vreau să fiu de partea Domnului. Vreau Domnul să fie împăratul meu, să fie stăpânul meu, să fie căpetenia mea, să fie cel ce merge înainte și eu să fiu robul. Să nu mă duc la Dumnezeu să zic, vină de partea mea. Am un examen, rezolvă-mă. Am o boală, vindecă-mă am o criză financiară, rezolvă problema, am un conflict cu cineva, ajută-mă și aici. Toate par bine până la un punct, dar e totală altă, altă abordare. E ca și cum ne-am folosit de Dumnezeu să ne rezolve, să ne ajute, să ne binecuvânteze. Ori aici, la Erihon, lecția e alta. Aici se clarifică, se, se, se lămurește odată pentru totdeauna cine e Domnul, cine e Împăratul, cine e căpetenia. Am încercat să-mi notez la un moment dat când era cântarea aceea foarte frumoasă și cântarea spunea la un moment dat, era în limba română, eu îmi căutam pe ce să scriu și am reușit, am reușit să scriu numai prima parte. Sper că mă ajutați cu partea a doua. Știți cum spunea cântarea? Spunea, vreau să știu inima regelui meu. Și partea a doua cu păstorul, cum a fost? Să vedem dacă a fost cineva atent. Da, tu știi, sigur că da. Să aud vocea păstorului meu, da? Observați? Aici se clarifică cine e rege. Aici se clarifică cine e păstorul. Aici se clarifică cine e căpetenia știri. Nu se mai pune întrebarea de partea cui ești. Aici se clarifică un singur lucru: de partea cui sunt eu. Ne atingem de trupul și de sângele Domnului, pentru că astăzi înțelegem că o cara Egiptului, o cara păcatului, a fost luată. Ne atingem de trupul și sângele Domnului, că înțelegem că asta e hrana noastră, asta e sursa noastră, asta e viața noastră, cu adevărat viața noastră. Mana a încetat. Dar astăzi, haideți să mai facem ceva. Haideți să îi spunem Domnului, vreau să știu cum e inima regelui meu. Vreau să aud glasul păstorului meu. Tu ești, Doamne. Tu ești păstorul meu, tu ești domnul meu, tu ești regele meu. Ajută-mă să mă aliniez în spatele tău. Ce spune, ce spune domnul meu robului său? Și știți care e primul lucru care îl spune? Îl duce exact înapoi la Moise. Vă amintiți paradigma din Exod 3? La rugul aprins? Scoateți încălțămintea din picioare că locul pe care stai este sfânt. Și acum Dumnezeu spune, pocăiește-te, sfințește-te, curățește-te, atunci putem să începem să vorbim. Îi dă strategia, îi dă felul de luptă, îi spune toate cele, dar pentru asta trebuie să aibă loc astăzi tăierea împrejura inimii, astăzi hrănirea din Hristos și astăzi alinierea și supunerea totală față de Regele Hristos. Față de Regele Hristos. Când a mers pe drumul Damascului Pavel, în fapte nouă, ni se spune că doar două întrebări a avut. Numai două. Și aceste două au fost cele două axe ale existenței lui de creștin. Una pe verticală, cine ești, Doamne? Și una pe orizontală. De acum înainte, asta e tot. Ce vrei să faci? nu ce vreau eu, nu ce vreau preoții, nu ce vrea cutare, nu ce... Nu trece mie prin cap? Nu, Doamne, de acum înainte am să pun numai întrebarea asta. Ce vrei să fac? Vreau să știu cum e inima regelui meu. Vreau să aud glasul păstorului meu. Vreau să stau ca un rob ascultător în smerenie și... Da, în zdrobire, în pocăință, în tot ce să depind total de tine. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului, ne ridicăm să proclamăm și noi că astăzi jertfa Domnului Isus Hristos ridică o cara păcatului, ridică povara păcatului, rupe orice legături ale morții și ale păcatului, dar astăzi Astăzi, Doamne, taie împrejur inima noastră, taie împrejur mintea noastră. Astăzi, Doamne, legea nu-i departe în cer sau peste mări și țări, ci e aproape de gura noastră, e aproape de inima noastră ca să o împlinim. Ajută-ne, Doamne! Astăzi declarăm că nu mâncăm din Tine odată pe lună, ci mâncăm din Tine în fiecare zi. Ești hrana noastră, ești cuvântul nostru, ești viața noastră, ești sursa noastră. Dar tot astăzi, în al treilea rând, mai spunem, Doamne, că ne supunem. Ne supunem total. Nu-ți mai punem condiții, nu mai venim cu întrebări de ale noastre. Avem o singură întrebare, ce vrei? Ce vrei să fac? arată cum e inima regelui meu. arată și fă să aud glasul păstorului meu. Intrăm în rugăciune înaintea Domnului.